Rugămintea mea este în cazul în care mai tăiați din filmarea respectivă, dacă mai postați, să o faceți cu bun simț. Frumos ar fi să se precizeze și sursa, pentru că am văzut și prin presă foarte multe declarații de ale lui Neamărin sau de ale lui Vârciu sau de ale mele, ca și cum am fi dat un interviu la publicația respectivă. Nu, ar fi fost frumos măcar să menționeze în invitatul lui Pepe sau când a fost la Pepe invitat la Bar Online sau unde a fost, dar în fine, asta ține puțin și de bun simț. Sper din suflet să nu fie probleme de aici încolo și toți oamenii să înțeleagă că de fapt scopul este să ne simțim bine la Bar Online. Când te duci la un bar, te duci să bei ceva, te duci să te distrezi, să te bucuri, să asculți o muzică, să faci o glumă, să vorbești mai tare, să povestești, să na, te întâlnești cu băieții la o bere. Cam asta e. O piesă cu Jador când? Nici nu cunosc pe Jador. Acum trebuie să ajungă Jador. Vă rog eu mult de tot. Important este și vă rog pe voi să pregătiți întrebările care nu s-au pus până acum. Că nu vreau să pară emisiune TV, vreau să se simtă bine invitatul meu. Acum vine, a intrat deja în curte. Hai să vină Jadorul!